Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi 12 iulie este gata, așadar îl plasăm la Superbet. Biletul zilei, începem cu pontul zilei, duelul dintre Ons Jabeur și Elena Rybakina. Un duel ce ar trebui să fie destul de agresiv din partea ambelor jucătoare și bineînțeles săriște destul de mult. Rybakina este una dintre cele mai bune jucătoare la capitolul aș administrație, așa că cred eu că o va forța pe tunisiancă să comită mai multe dublă greșeli, pentru că va fi și ea obligată să servească mai tare. Jabeur comite în medie 3,6 duble greșeli pe meci, iar pariul meu pentru astăzi este că Ons Jabeur va comite cel puțin 3 duble greșeli la o cotă de 1,85, pe care o recomand și ca pontul zilei. Continuăm cu duelul dintre Daniil Medvedev și Eubanks, un duel ce ar trebui să genereze mulți ași, pentru că sunt doi jucători care servesc destul de puternic, iar suprafața este una foarte rapidă. Mă aștept la cel puțin 20 de ași serviți în total într-un meci ce ar trebui să genereze cel puțin 4 seturi, în opinia mea. Iar cota la peste 19,5 ași în meci este de 1,53. Continuăm cu partida dintre Faru și Sheriff Tiraspol, acolo unde la centru va fi olandezul Sander van der Ejic, care acordă 0,26 roșii la fiecare 90 de minute și 3,29 galbene. Fiind echipa mai tehnică, cea a Farului, cred eu că o va forța pe Sheriff Tiraspol să comită faulturi în total de peste 1,5 cartonașe în meci, la o cotă de 1,30. Așa arată biletul zilei, seria o aveți în fața ochilor, dragi prieteni. Nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Mă înclin!